haiducul, un căutător pasionat al comorilor din județul Prahova, a făcut o descoperire impresionantă cu ajutorul detectorului său de metale. Cunoscut sub numele de Cătălin Sandu, acest căutător de comori dedicat și experimentat și-a petrecut numeroase ore ascultând după semnalele emise de detectorul său în speranța de a descoperi obiecte valoroase. Cu toate acestea, munca și perseverența sa și-au dat roade. În timpul unei căutări recente, Cătălin a descoperit două obiecte într-o pădure din apropierea orașului Câmpina. Cele mai deosebit obiect din descoperirea lui Cătălin a fost o brățară din bronz lucrată manual, care se pare că datează din perioada romană. Foarte tare! Ia uite și voi! O să o curățăm să vedem despre ce este vorba și o să vedem din ce perioadă este. Cătălin va dona descoperirea sa către Muzeul Județean din Prahova, astfel încât publicul să poată vedea aceste obiecte istorice impresionante și să înțeleagă mai bine istoria zonei și a oamenilor care au locuit acolo de-a lungul timpului.